Ești o persoană inteligentă, ambițioasă, sociabilă și independentă. Ești la fel de practică și de harnică ca orice capricorn, dar ceea ce pare vital pentru tine merge dincolo de lumea materială. Nevoia profundă de autoexprimare te face să-ți dezvolți în mod activ abilitățile creative. O minte neobosită asimilează perfect informațiile, creând o bază solidă a cunoștințelor. Iubirea pentru oameni și simpatia pentru destinul lor îți provoacă o dorință de a schimba lumea. Indiferentă de calea vieții pe care o alegi, aceasta va fi calea proprie, nu cea indicată de societate. Fire persistentă, tu îți vezi scopul de a coordona și de a integra cele mai diverse aspecte ale vieții noastre. Abilitatea ta de a prezenta o imagine a ceea ce se întâmplă în general, într-un mod organic, te deosebește de cei care sunt înclinați să se scufunde în detalii. Ești capabilă să reunești toate firele vieții și să le țești într-o pânză impresionantă, plină de semnificație. Tu nu ai nicio îndoială că intențiile și acțiunile tale sunt singurele corecte, chiar dacă se împotrivesc normelor general acceptate. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: metodicitate, profesionalism, disciplină, independență, înțelepciune practică, precizie, perseverență. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Semnul zodiacal îți dă calități precum ambiția, sociabilitatea, practicitatea. Ești independentă, stai ferm în picioare și ești bine pregătită în toate aspectele realității muncii. Dar acestea nu sunt suficiente pentru tine. Exprimarea de sine te împinge pe calea creației imaginilor. Iar aceasta este deja influența zilei de naștere, deoarece 14 ianuarie îți oferă o atenție deosebită vieții pământești și nimic mai mult. Ești perfect conștientă de ambele recompense și pedepse posibile pentru faptele tale rele. Pericolul pare să te atragă, și asta în ciuda faptului că nu ești înclinată să trăiești pe muchea unui cuțit. Există, totuși, cazuri în care ești în căutarea de emoții, dar acest lucru este doar de a te stimula pe tine însăți pentru o anumită cauză. Uneori, situațiile periculoase par a fi un fel de teren de formare pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de luptă.
Ești conștientă de puterea ta, dar trebuie să confirmi în mod constant această calitate, să o testezi în acțiune, pe obstacole. Desigur, ai o personalitate dominantă, dar conducerea ca atare nu te interesează. Dotată cu un talent extraordinar de lider, nu găsești un farmec deosebit în a lua locul în cel mai înalt eșalon al puterii. Aproape nicio capacitate nu poate schimba opinia ta. Atârni greu ca o piatră în afirmarea propriei poziții, mai ales dacă sentimentele și emoțiile tale sunt rănite. Ești hotărâtă să-ți îndeplinești intențiile, considerându-le o datorie sacră. Chiar dacă ești credincioasă spiritului și literei legii, îți rezervi dreptul de a acționa independentă de ea. Tu pui mai presus de toate libertatea personală și ești dispusă să-ți pui viața, preferând moartea decât capitularea sub presiunea opiniei publice. Uneori apare impresia că ești prea absorbită de grija unui caracter cu adevărat universal. Prin urmare, viața ta personală este adesea dificilă și agitată. Prieteni, membrii familiei trebuie să aibă o înțelegere maximă și răbdare dacă doresc să mențină relații bune cu tine. Din păcate, printre altele, ești indiferentă față de nevoile și îngrijorările celor apropiați de tine, deoarece ești prea absorbită în lupta care o duci cu viața. Poți întâmpina mari dificultăți, odată ce ai pierdut într-o bătălie mare sau în jocuri de noroc. Întorcându-te pentru ajutor, poți fi dezamăgită că ești singură. Astfel, nu ar trebui să neglijezi întrebările personale dacă dorești cu adevărat să ai mereu sprijin în persoana prietenilor apropiați și de încredere. Pentru tine, sarcina principală este de a-ți face viața mult mai complexă, astfel încât să existe un loc în ea nu numai pentru muncă, ci și pentru suflet. Te distingi față de alți nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești prudentă, serioasă, înțeleaptă, iar datorită perseverenței tale, obții succes în viață. Tu vezi misiunea ta, în principal, în colectarea tuturor firelor vieții, unind diversele sale aspecte într-un întreg. Apărut în această lume într-o zi de iarnă, ești o fire concentrată și persistentă în atingerea scopurilor tale, aspirând de la succes, în orice mod posibil. Te uiți foarte serios la viață și perspectivele ei, evaluând în mod rezonabil și în mod corect pe tine însăți și capacitățile tale. Cum afectează data de 14 ianuarie soarta ta? Întreaga ta viață poate fi acoperită de eșecuri, cauza fiind lipsa de disciplină. În căutarea mai multor beneficii în același timp, în cele din urmă nu rămâi cu nimic. Viața ta este similară cu un roller coaster. Succesele înalte pot fi înlocuite cu căderi grele. Acest lucru se poate întâmpla în toate domeniile vieții tale. Întregul motiv constă în imposibilitatea de a menține rezultatul. Inspirată de victorie, tu uiți de necesitatea de a face eforturi pentru a salva obiectivul atins și, ca urmare, cazi din nou. Dar totuși, ești un excelent organizator și inițiator al oricărui eveniment. Ție-ți este foarte ușor de coordonat munca unui număr mare de oameni. Dar rare ori tu cauți putere și poziții de conducere pe cont propriu. Dezorganizarea inerentă nu te împiedică să structurezi detaliile și faptele evenimentelor într-un singur sistem și, în final, să iei decizia corectă. Tu ai o încredere cu adevărat neclintită în impecabilitatea oricărei acțiuni întreprinse, fiind ghidată numai de opinia proprie și de intuiția interioară, fără a acorda atenție comentariilor venite din exterior. Pentru a rezolva chiar și cea mai dificilă situație, este suficient ca tu să evaluezi pe scurt ceea ce se întâmplă. Perseverența te ajută să-ți atingi toate planurile, dar tu tuneci complet flexibilitatea. Odată ce o decizie a fost luată, nu va mai suferi nicio schimbare din partea ta, nici sfaturile, nici comentariile nu te vor obliga să te retragi. Tu ești obișnuită cu presiunea din afară, psihicul tău este atât de puternic și susținut încât ai învățat pur și simplu să nu auzi opinia altcuiva. Ești extrem de iubitoare de libertate. Presiunea și restricționarea asupra ta nu numai că nu funcționează, ci te fac să stai într-o poziție defensivă. Rezolvarea problemelor globale este obiectivul tău.
Cu toate acestea, fascinată de proces, tuiți de propriile tale interese, ghidată de minte și trăind într-un program bine definit, te lipsești de multe momente strălucitoare. Soluția la probleme importante poate fi amânată pentru un timp. Este necesar să primești din viață nu numai beneficiu, ci și plăcere. Învață să te relaxezi, petrece mai mult timp cu familia, călătorește în diferite țări și bucură-te de sănătatea proprie. Beneficiul rezultat îți va oferi ocazia de a te angaja cu forțe noi și de a obține un succes și mai mare. Dragoste și compatibilitate. Acorzi o importanță deosebită libertății personale, astfel încât în niciun caz nu ești dispusă să sacrifici sau să renunți la ceva de dragul unei alte persoane. În plus, dacă consideri necesar, poți fi la fel de rece ca gheața. Pentru a menține o relație, partenerul tău trebuie să fie credincios și înțeleptă din toate punctele de vedere. Deși ești o persoană responsabilă și încăpățânată care știe de ce are nevoie, când vine momentul să găsești un partener de căsătorie, te pierzi. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. De la persoane ca tine provin coordonatori și administratori excelenți care sunt capabili să compună o imagine completă a detaliilor împrăștiate. Acest lucru se datorează încrederii în corectitudinea modului tău, chiar dacă nu respecti standardele și schemele acceptate în societate. După cum am menționat deja, ai un anumit grad de iubire pentru sporturile extreme și adrenalină. Deseori cauți un pericol, punându-ți în pericol sănătatea. Iubești în general riscul. Cu privire la consecințe, desigur, ești conștientă. Dar nu te sperie. Ce este pericolul pentru tine? O modalitate de a te testa, precum și de a-ți reîncărca bateriile. Cel mai adesea, totuși, trăiește o viață liniștită, căutând aventură numai din când în când, cum ar fi drogul necesar. Poți fi un lider excelent, dar, de regulă, nu ești interesată de scaunul șefului. Ești încăpățânată și slab influențabilă, cu greu îți poți schimba decizia. Lipsa flexibilității te poate împiedica uneori. Cu toate acestea, în ceea ce privește punerea în aplicarea normelor sau chiar în conformitate cu legile, te consideri vrednică de a sparge linia undeva. Chiar dacă tu recunoști corectitudinea și valabilitatea regulilor, îi pedepsești pe ceilalți că le-au rupt. Dar pentru tine însă îți faci o excepție. Tu ai propriul tău sistem de valori alternative, ceea ce implică corectitudinea ta necondiționată asupra oricărei probleme importante pentru tine. Sănătate și boli. Poți suferi de dureri de cap frecvente, ulcere de stomac, insomnie și alte boli cauzate de stres, care, la rândul lui, este cauzată de supra-solicitarea excesivă a forțelor. În plus, fiind înclinată să cauți pericolul, poți fi adesea victima accidentelor. Trebuie să păstrezi controlul agresivității și confruntării, dacă dorești cu adevărat să rămâi sănătoasă. Este util să înveți să te relaxezi la masă, la urma urmei, mâncarea este, de asemenea, o plăcere. Se recomandă o dietă variată. În viața sexuală, trebuie să restrângi pasiunea și să direcționezi căutarea către canalul de sensibilitate și senzualitate. Exercitarea forței să fie doar moderată, de preferință orientată social.
Această energie distructivă ar trebui să fie trimisă într-o direcție diferită, altfel în cele din urmă vei avea un prejudiciu grav. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură frivolă, într-o oarecare măsură irresponsabilă. Ai tendința să-ți dispersezi forțele, acordând atenție mai multor probleme simultan. Tu nu te poți concentra pe elementul de bază, necesar, nu te îndrepți către esența problemei, având percepții superficiale. Efectuarea de greșeli și pierderea timpului, te lipsesc de oportunitățile care ți-ar putea aduce bunăstare și prosperitate. Foarte des, în astfel de momente, vei da vina pe ceilalți pentru tot, dar nu vei recunoaște niciodată greșelile tale. În acest sens, pe tot parcursul vieții vei lupta cu tine însăți, depășind problemele constante create de tine însăți. În sfera financiară poate domina instabilitatea, succesul alternează cu pierderile. În familie poate să domnească atmosfera de neînțelegere, fiecare trăiește după propriile interese. Sfaturi pentru tine. Folosește regula de aur în viața ta, cel mai rău este inamicul binelui. Nu încerca să urmărești un bine necunoscut și învață să înțelegi ceea ce ai deja, cu recunoștință. În caz contrar, soarta va înceta pur și simplu să-ți prezinte cadouri. Nu fi atât de încăpățânată, oamenii din jurul tău nu te privesc moralizator, ei se îngrijorează numai de binele tău și încearcă să te ajute în orice fel. Învață să accepți cu recunoștință această asistență. Toată viața pentru tine este o luptă care te fascinează foarte mult. Tu nu știi cum să renunți, nu recunoști niciodată corectitudinea normelor sociale și îți vei urma cu încăpățânare calea. În același timp, tu te poți îndrepta egoist către familia ta, fără a acorda atenție îngrijirii și asistenței acesteia. Nu ești de invidiat. Trebuie să înveți să acorzi atenție tuturor aspectelor vieții. Nu numai munca și lupta, ci familia și grija pentru cei dragi și rudele tale. Apreciază principiile sociale și sentimentele celorlalți. Învață arta compromisului. În caz contrar, la un moment dat, te poți găsi că ești lăsată complet singură. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinată ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.